prima dată când am văzut teatru în viața mea, am văzut teatru la TV. Teatru nu e o chestie accesibilă publicului larg. E o artă efemeră și face parte din frumusețea lui, faptul ăsta că se consumă, îl vedem, uite și spectacolul ăsta, îl putem vedea pe viu câțiva ani de zile, cât are public și cât se joacă și așa mai departe, după care el moare. Acum, teatrul, când suntem, cum se folosește des sintagma, bombardați de imagine, teatrul rămâne una dintre puținele arte care sunt nemijlocite de tehnică. Teatrul este față în față cu spectatorii și asta încă fascinează. Și cred că asta e provocarea și pentru noi, și pentru toți operatorii și tehnicienii care filmează un spectacol de genul ăsta, să eliminăm bariera tehnicului. Gardul acesta este simbolul relației dintre mine și dumneata? Fără pix, nu puteți. Cum fără pix? Ia uitați, așa. Cu o literă nu se face literatură și nici cu un jandarm o baricadă. Nu ești cu o băbă revoluție. Ască la fel, ne ustură și pe noi. Stai, da? Mi-a dat cu spray-ul ăla, după aia cu jeturi de apă, ești violentă! Sunteți. Eu cred în continuare că teatrul trebuie să rămână eminamente apolitic și totodată să nu uităm ce ne-a învățat Shakespeare, că teatrul este oglindă a realității și atunci noi nu avem voie să ne poziționăm pe nicio parte, noi nu stăm la un amvon de la care să emitem edicte și să spunem e bună stânga, e bună dreapta sau hai să alegem calea de mijloc. Nu aveți autorizație, amendă! Amendă! 125 din 2016! Doamnă, de orice fel este interzisă! Gata, exprimăm, dar nu disturbăm! Viață de pensionar! Plim toată ziua plasa! Plimbați toată ziua plasa! Cred că durerea sau furia, frustrarea trebuie să ajungă la public, știi? Nu neapărat la personaj. Știi? Personajul meu, chiar dacă este un personaj în vârstă și nu reușesc să-l cuprind încă cu totul, este un om, în primul rând, pozitiv. Și chiar dacă alege să verse o lacrimă la un moment dat, râde totuși și speră. În munca mea, actorului cu personajul, pentru personaj, am discutat cu mai mulți jandarmi, unii mai reticenți, alții foarte calzi, și mi-au explicat exact ce trebuie să facă. Practic, ei trebuie doar să stea și atât. N-au voie să ne bată. N-au voie să ne înjure, n-au voie să ne facă absolut nimic, pentru că ei sunt în slujba noastră, a cetățeanului. Am avut un episod în care chiar mi-am văzut personajul în fața ochilor, la Iași, cu câtva timp, când mă uitam și nu știam dacă eu sunt el sau el e eu. Mă zăpăce de cap, uite! Am capul pătrat! Bă, ce mă, dar nu zici nimic, a rămas fără replici. Da! Și avea părul lung, părgule, fiindcă era... hippie! Tras 3-7-2. Atenție, liniște, motor, camera. Se văd cărțile? Se văd, da? În spate, bun. Set! Timișorenii de la Aoleu vă invită să urmăriți înregistrarea spectacolului Huo pe TVR3, joi 25 iunie de la ora 20 și în reluare vineri 26 iunie de la ora 14.